Da, ne uităm tot mai mult la Zodii, nu aveți cum să săriți peste faptul că horoscopul prevestea schimbări majore. Vorbeam în săptămânile trecute și despre numere și numerele arătau că se schimbă chestiuni. Sunt convins că putem să stăm de vorbă ca niște adulți și despre treburile astea. Corina Stratulat este colega noastră pe probleme de numerologie și antrenor de destin. Nu știu cât de bine ne vedem, noi suntem prin video call, depindem și de viteza internetului la diverse minute. Corina, hai să discutăm un pic despre anul ăsta 2020 din punct de vedere numerologic și dacă ne auzi și pe un televizor, te rog să-l oprești pentru că ne auzim ciudat. Bună dimineața! Eu vă aud, sper că mă auziți și voi. Am foarte multe informații datorită numerologiei, fiind o știință veche, întotdeauna ne-a oferit informația de care să ținem cont, să știm de unde ne vin problemele, provocările în fiecare perioadă și care sunt soluțiile. Asta e partea minunată, că avem și niște soluții pe care numerologia mi le oferă. Mă aud, da? Te aud foarte bine, te ascult. Mă bucur. Vorbind de 2020, avem chiar cifrele 2, 20, 4, super și 40. Așa că doar interpretând și numerologii sau oamenii care au învățat cât de cât numerologie, sunt foarte liniștiți, pentru că înțelegem ușor de ce această perioadă este cum este. Când vorbim de 2, vorbim de multă emoție, vorbim de un impact la nivelul sistemului nostru emoțional-energetic, da? Acea inteligență emoțională. Din păcate, persoanele care erau într-un dezechilibru emoțional au fost destul de mult impactate. Da? Ce putem face este să cooperăm. O să ne apară foarte mult frica de singurătate. Însă tot doiul ne învață să fim în doi, să fim echipă, să cooperăm și să nu dăm voie să fim rivali, chiar dacă ceva nu ne place la celălalt, fie că e cu noi în casă sau afară. Avem nevoie să ne adaptăm. Asta ne spune cifra 2, este o capacitate mare de a ne adapta. Nu ne place, știu că nu ne place deloc schimbarea, transformarea, însă va trebui să învățăm să ne adaptăm, tocmai ca să putem trăi liniștiți și să nu ajungem să somatizăm. Pentru că de la 4 știm că ne ducem către corpul nostru, către probleme de sănătate și foarte multe ori de mici și din cauze emoționale. Așadar, nu lăsăm frica de singurătate sau nesiguranța sau cumva instabilitatea să ne acapareze. Discutăm despre asta, suntem deschiși, ne dăm voie să ne trăim emoțiile, sentimentele, un impact foarte mare, ne spune 20, avem un vulcan emoțional în acest moment și facem echipă, cooperăm, tocmai să nu, să nu ajungem la pământ. De la 4, mai știm niște lucruri foarte importante. 4 reprezintă un cadru, da? Vă spuneam și dățile trecute, este un pătrat, este riguros, este temeinic, organizat și rezistent. Ce înseamnă 4 pentru noi în acest moment? Avem nevoie să cooperăm, să ne respectăm cadrul din care facem parte. Și aici vorbim de cadrul nostru, adică statul. Cadru medical, cadru legislativ, executiv, didactic, orice fel de cadru în care noi suntem, trebuie să-l respectăm, să-l susținem, să cooperăm, măcar la nivel emoțional, energetic. E foarte important, altfel efectiv ne luptăm. Există această vibrație în univers și noi nu ne putem împotrivi. Suntem o mică parte din univers, așa că facem echipă unii cu alții, cu multă răbdare. Doiul ne spune și de răbdare și de diplomație. Lucruri pe care noi nu le știam. De aia suntem într-o perioadă de transformare, în care o să învățăm din nou să avem răbdare, să cooperăm, să facem echipă și să fim diplomați unii cu alții. Corina, am o singură întrebare. Zi-mi, te rog, că 2021 e un an mai frumos decât 2020. Spune-mi, te rog, numerologic măcar.
Este un an diferit de 2020, pentru că în 2021 vom avea acces și o curiozitate către mai multe cunoaștere, către mai multe informații. Vom avea deja influența cifrei 3, care 3, să știți că ne duce și către tehnologie. Iată că de acum începem să folosim tehnologia și ne descurcăm deja cu ea. Este un an în care va trebui să învățăm lucruri noi, 2021, dar vom avea capacitatea dacă acum ne transformăm. România este încă în perioada de transformare până la 1 decembrie și fiecare dintre noi cumva trebuie să încetăm să ne mai luptăm cu obiceiuri, ritualuri, atașamente. Nu ne sunt de folos, avem nevoie să curgem ca apa. Doiul este apă. Așa că în acest moment ne adaptăm, îmbrățișăm schimbarea și ne îmbrățișăm virtual unii pe alții, rămânând o comunitate. Ne dăm voie să rupem cadrul, să fim rivali, nici cum. Mulțumim, Corina, te pupăm. Chiar dacă nu ne-am văzut foarte bine, ne-am auzit perfect. Îți mulțumim pentru explicații, am reținut emoție, 1. 2. Am înțeles că trebuie să fim organizați și riguroși ca să scăpăm de hibe și probleme. Pe Corina Stratulato o puteți găsi online ușor, puteți să-i puneți întrebări acolo, oferă consultanță și vă poate face o hartă personală, care e tot mai importantă în perioada asta, când stăm așa pe canapeluță și ne gândim, băi, eu cred că sunt mai mult capricorn decât fecioară. Așa simt eu de câteva zile.